Salutare, gagicile mele, ce faceți? Am o veste pentru voi. De multe ori mă întrebați dacă mai pun vloguri, dacă mai fac ceva în privința asta, pentru că am fost foarte leneș în ultimul timp în ceea ce privește YouTube-ul. M-am hotărât din cauza că am atât de multe întrebări despre ce produs se folosesc, cum fac aia, cum mi-am făcut părul, cum mi-am făcut make-up-ul, cum mi-am făcut sprâncenele. Cele mai multe întrebări sunt despre sprâncene. O să fac în fiecare duminică pentru voi, dar dacă vă ajută să facem în altă zi, bineînțeles, o să mă pliez spre dorințele voastre, dar eu m-am gândit să fac niște vloguri care se numească Beauty Sunday, adică în fiecare duminică o să postez un vlog legat de beauty, cum îmi îngrijesc părul sau cum îmi fac un make-up, cum îmi fac eyelinerul, cum mă machiez, cum am machiat acum, cum am aranjat acum și chestii de genul ăsta. Așa că vă aștept cu drag pe canalul meu de acum în fiecare duminică, abonați-vă aici. Și haideți să trecem la treabă, să vă explic ce am făcut astăzi. Astăzi mi-am făcut buclele acestea frumoase, care o să fie puțin mai legere mai târziu, doar ce le-am dat jos. Și mi-am făcut un fel de no make-up, pentru că am folosit produse foarte, foarte, foarte legere pentru față. Cred că arată foarte bine, dar am folosit doar BB cream. Așa că o să vă arăt toți pașii pe care i-am făcut ca să ajung la acest look. În primul rând m-am spălat pe păr, apoi l-am uscat doar 90%, nu l-am uscat complet pentru că o să vedeți voi de ce. Stai să mă dau puțin mai în spate pentru că nu se vede tot părul. Voi folosi beauty curlerul de la Meloni și o să vă arăt acum ce conține cutia. Conține această bentiță pentru încrețit părul, două agrafe, două elastice mici și două elastice mari. Îmi aplic bentița în păr, prima dată încerc să o fisez cu cele două agrafe, după care prind jumătatea din păr pe care nu o folosesc acum și încep ușor-ușor să pun părul în cealaltă parte. Încerc să iau cât mai de sus câte o parte, apoi adaug, după cum vedeți, tot mai mult păr. Încerc să fac cât mai strâng, cu cât îl faceți mai strâng, cu atât este mai bine. Continui să iau șuviță cu șuviță, la care adaug păr de dedesubt și tot așa merg până când se termină tot părul. Iar când am ajuns la sfârșit, încep să fixez părul pe bentiță cu ajutorul elasticului mic. Și pentru a-i oferi și mai multă siguranță, o să pun și elasticul mai mare peste păr ca să stea cât mai strâns pe timpul nopții. După ce am terminat cu prima jumătate a părului, continui și pe cealaltă parte, folosind exact aceeași metodă, după care, bineînțeles, mă pun la somn. Ce vreau să vă spun este că dorm foarte bine pentru că burețelul este foarte, foarte moale. Bună dimineața! Am un pic de cafea. Ce faci, mami? Ce faci? Asta este un look, din punctul meu de vedere, care merge foarte bine pentru mămici, pentru că pentru păr, doar îl usuci, ți-l aplici, te culci cu el, ți-l desfaci, dimineața nu mai trebuie să îi pui plac, ondulator, să stai jumătate de oră să-ți faci părul, ciufulești puțin și gata, o să vedeți la sfârșit. Și de ce am vrut să fac lucrul acesta natural? Este un fel de no make-up, pentru că majoritatea dintre noi este îngrăbite, multora nici nu le place să poarte foarte mult fond de ten, foarte mult machiaj, atunci am hotărât să fac un look așa super lejer, dar să fim aranjate. Da, vreau să vi-l arăt și pe Milan. Ia uite, mami! Milan se joacă pe aici și de obicei înainte să ieșim, dacă vreau să mă aranjez, trebuie să mă grăbesc, pentru că el nu are foarte multă răbdare să stea singur pe aici. Sau nu am eu, na, mă tot gândesc la el înainte să ieșim, pentru că asta fac. Vi le spun și ordinea. De obicei îl schimb, îi dau hainele pe el, las să joace, mă aranjez și eu, mă îmbrac și apoi le iau pe el și plecăm. Dar acum o să vă arăt cum o fac eu să trecem la treabă, că acum este vorba despre make-up, nu despre copii. Stai că îmi dai că așa jos. O să-mi las părul așa și o să mă machiez ca apoi să îl desfac, pentru că mi-e mult mai ușor să mă machiez așa dacă nu am păr care să-mi vină pe față. Prima dată vin cu skin lotionul de la cosmetice coreene. Îmi place mult pentru că gama asta cu melc ajută foarte mult la luminozitate și la estomparea petelor. Aceasta este crema, tot cea cu melc pe care o folosesc. O aplic pe față în cantitate destul de mică.
și o masez foarte bine în piele. După care vin cu BB cream-ul meu preferat în nuanța 3W2 de la Laura Mercier. Este super tare, am cumpărat-o de la cineva care aduce produse din Statele Unite. Cred că nu se găsește în România, din păcate, dar dacă o să o găsesc, vă promit că vă spun despre ea, pentru că este super faină, îmi place foarte, foarte mult textura ei. Eu o așez cu degetele, așa îmi place cel mai mult, pentru că este ca o cremă de față, doar că eu prefer să mă și hidratez înainte să o aplic, dar nu trebuie neapărat să vă și hidratați, pentru că ea și hidratează și are și protecție solară. Este și fără ulei. După ce am pus BB cream-ul, vin cu această perie de la NYX pentru sprâncene, le pieptăn în sus, le aranjez, așa fac eu de fiecare dată, încep cu sprâncenele și vreau să le fixez. După ce fixez sprâncenele, aplic gelul meu preferat normal de la Benefit. El fixează foarte bine. Știu că de multe ori mă întrebați ce folosesc ei. Ăsta este gelul meu preferat de sprâncene. Până acum nu am găsit unul care să îmi placă mai mult. De obicei nu-mi place ceara pentru că nu-mi place. Iar apoi vin cu această cariocă, tot la NYX o găsiți, este o variantă și la MAC, dar asta este mult mai accesibilă ca și preț. Și ce fac? Când trasez fire în direcția în care firele de păr cresc în sprâncenele mele, pentru a umple și a da acest aspect de sprâncene pline. Dacă vreți să folosiți, tot de la NYX am acest gel pentru sprâncene blonde, dar eu îl folosesc având părul blond, acum nu se mai vede chiar așa tare, dar ajută foarte mult fetele care au sprâncenele mai brunete. După care folosesc acest concealer de la MAC împreună cu această pensulă dreaptă, cred că o găsiți la Cupio, dacă nu mă înșel, pun concealer sub sprânceană, sub arcuire, pentru a oferi luminozitate sprâncenei. Nu fac acest pas tot timpul, în special dacă nu mă machiez ca să ies undeva, dar îmi place cum se vede forma sprâncenei, este mult, mult mai bine definită. După ce am aplicat concealer sub sprâncene, vin cu produsul meu preferat pentru gene, și anume rimelul de la Lancome Doll Eyes, Hypnose Doll Eyes se numește. Iar apoi aplic același concealer de la MAC, 24 Hours, cred că se numește. Aplic astfel încât să creez un efect de lifting. Folosesc Beauty Blender-ul de la Cupio și, după cum vedeți, merg în sus cumva, duc concealer-ul pentru a oferi efectul de lifting. Și credeți-mă, chiar se vede. După ce pun concealer-ul, vin cu bronzerul de la Hoola și aceeași perie, o am o perie de la MUA, cred că de la Cupio, după cum vă spuneam, am această perie. Pun produsul, apoi vin cu el în sus. Ca să creați efectul de lifting, ce trebuie să faceți este mereu să duceți produsele în partea de sus și la fel vin puțin pe gât. Mai beau niște cafea, bineînțeles, că de ce nu, că este dimineață. Iar apoi vin cu acest, este un ruș hidratant, eu îi spun strugurel, de la cosmetice coreene. Aplic foarte puțin pentru că are un pic de pigment roz, mai dau și cu degetul normal. Sau puteți folosi, eu mai am cocoriciul de la Hello Body, care este foarte bun și hidratează foarte bine. Na bun, după ce m-am machiat, azi mi-am făcut un machiaj, din punctul meu de vedere, foarte simplu. Am încercat un pic să îmi fac fața să arate mai frumos, dar nu am vrut să încarc, pentru că vreau să fie un look de zi așa foarte fresh. Haideți să dăm și astea jos, să vedem cum arată și să vedeți de ce apelez eu la metoda asta, pentru că este super rapidă. Gândiți-vă cât timp pierde să vă întindeți părul cu placa sau să-l faceți ondulatorul. Dar mie mi se pare că asta funcționează super, super bine. Îmi place foarte mult cum arată și cel mai mult despre metoda asta îmi place că mențin și eu părul sănătos. Mai ales la fetele care au părul blond sau balaiaj, este foarte important să încercăm să folosim cât mai puțină căldură pentru a păstra părul cât mai sănătos. Deci vedeți ce fain arată deja. Și și buclele foarte faine și după ce le pieptăm puțin arată foarte lejer părul. Păi și ce-mi place cum miroase. O să vă arăt și șamponul pe care îl folosesc. Deci miroase părul, doamne, crește.
folosesc șamponul de la Nashi, dar dacă vreți vă aduc să vedeți ce chiar pe care îl folosesc. Ăsta e părul, ăsta e vibe-ul. Dar eu nu-l las așa de obicei, pentru că este mult prea creț. Iau un piatăn sau o perie și încep să îl piatăn puțin. Vin cu mâinile prin el și cam ăsta e mersul. Mă duc să mă schimb și revin. Hai că m-am și schimbat. Hainele le găsiți la Zara. Am adus șamponul și balsamul de la Nashi, să le vedeți și voi. Uleiul îl folosesc pe acesta. Încă mai am din el. Mi-am pus și acum puțin în păr, ca să fie mai hidratat și mai strălucitor. Părul o să se lase, adică nu o să rămână chiar așa de creț. Mie îmi place mult mai lejer, dar așteptăm să se mai lase. Și da, acesta este lucrul, sper să vă placă. Eu consider că este o metodă foarte ușoară de a te aranja și foarte, foarte rapidă. De asta îmi și place. De asta și folosesc de multe ori mentița asta pentru păr. Mi se pare că face o treabă foarte, foarte bună. Așa că să ne revedem cu bine la următorul episod de beauty. V-am pupat!